Am fost în câteva școli și am realizat că sunt casele goale și nu merg copiii. Că n-au creion, că n-au ce să-i calțe, că nu era fain la școală măcar, că doamna era nervoasă, veneam trei, în a doua zi veneau alți trei, iar așa, pe eram pe la aia, alții, acum voi nu știți nimic. Și exista și tensiunea asta și lipsa de tot ce vreți și atunci am avut o nevoie așa și cum mă consider eu Ministerul Educației, am venit cu o soluție. Și m-am întâlnit cu niște profesori și am întrebat ce o să vă întreb și pe dumneavoastră. De ce nu vin copiii la școală? Dacă nu aveți copii care absentează, sau aveți copii care absentează mult, sau asta ar fi problema, să zic, nu prea vin. Nu vin, efectiv, sau casele mici, sau zonele defavorizate, dar nu acasă. Nu vin copiii la școală. De ce nu vin? Și, da. De ce nu vin? A cui e vina? Părinții vinovați, am găsit. Mai zice cineva că sunt părinții vinovați? Da? Deci părinții vinovați, ok? De ce nu vii? Ne vorbim de copii de clasă de 10 Da. până la 10, acolo de Da. aceea. Da. Dumneavoastră v-ați fi înscris singuri la școală, în clasa 3-a? Că noi nu am prins, dar v-ați fi înscris singuri? Dar de multe ori ne cam supărăm pe copii. Nu vine la școală, de fapt. Ce, dumneavoastră l-ați dus singură? Mă, tu sunt de pus dosarul. Este afectat copilul sau maica sa care nu l-a adus? Foarte afectat. Cât ea de la purtare? S? Cum e? Cu S, nu? Cu insuficient. Deci ei sunt teribil de afectați că le-ați dat la urmă. S-au putea dat I. Știu că fiica mea la I la școală zicea, am luat I de la Sofia. Dacă se arată literele din numele ei. Și era super încântată că lua I. Și a luat o fă bun și a zis, mă, te-ai bine? Că mi s-a mai mult, deci cu fâr prea și bă, deci e și bă acolo. Cine mai e vinovat când vine copilul la școală? Părintele, ce? Cine e vinovat că nu vine copilul la școală? Sistemul. Deci părinții? Sistemul. Cine e sistemul? Autorități. Autoritățile? Noi. Copiii care nu vin la școală, haideți să zicem ăștia mici, haideți să zicem, da. La primărie și la primărie, la primărie, la școală, poți să vii din cauza că îți place profesorul sau poți să nu vii din cauza că îți place profesorul. Da, deci aia e deja că vin la școală, nu? Deci nu vin la școală din cauza părinților, din cauza că n-au de încălțat? N-au mâncare, n-au, da? Dar de ce vin copiii la școală? Nu vin cumva din cauza dumneavoastră? E un copil care nu a venit, mă gândiți, fie care nu a venit, dar e din cauza mea că i-am zis, nu știu ce, nu știu. Dar de ce vin copiii la școală? Acolo, în cazurile în care părintele nu s-a trimită. Că dacă vin la școală, mă zic eu, de ce vreau trebuie atunci mai exact. Nu zice, eu mă duc, o să fac un viitor. La școală, o să învăț, în baza întâi, zice, gata. Nu. Da? Bine că trimite mai exact și pe aici la școală. Și vorbim de copii ăștia pe care nu-i trimite nimeni la școală. De ce vine așa la școală? Mă duc la școală, mă, lasă-mă în pace, mă duc la școală. Aaa, uite, pantalele ia zburtat. Nu, mă, eu așa mă duc, mă duc la școală. De ce mă duc la școală? De drag cu cui? Sunt și care văd ceva la un refugiu. Eu am avut elevi care plecau de acasă, pentru că acasă trebuia să muncească. Și veneam la școală și mă rugau să nu-l las pe tata să vină decât la ora 2. Da. Copiii vin la școală pentru dumneavoastră. Doamna învățătoare, domnul învățător. Și vă să-și dea seama, nu să scrie ceva de copii pentru noastră, doamna. Că așa frumos mi-ați zâmbit, mi-ați vorbit frumos, m-ați vorbit frumos, m-ați mângâiat. Era să mă mulțumesc, că așa m-ați mângâiat. Nu, ei vin la școală pentru dumneavoastră. Cei care au de ales, da? Și ceilalți?
de mult cine sunteți în clasă. Și deci am realizat noi că profesorii, și anumea profesorii vin cu învățătorii, da? Vin chestia asta, a, le-am dat absențele, am dat multe mici în mele. Când vorbim de familie din acestea, unde părinții nu au fost ca și oameni niciodată, fiind interesate de loc când le-ați dat S sau I copilor, sau când le-ați spus absențele sau când le-ați spus la întrebare. Serios. Nu-i pasă nimănui. Și noi vorbeam de chestii proprii și noastră, în care copii, deci chiar n-aveau, n-are caiet de mate, n-are ghiozdan, n-are căion, n-are, doamne, ia, ți-am dat creonie, dacă nu-l ai, n-are plastelină, n-are acoarele, n-are, n-are nimic, se schimba vremea, întotdeauna vremea e vremea pentru orice. Da, era prea soare, a venit, doamne, era prea să se ajungă, ploua, n-am avut ceacă, doamne, s-a mutat la papuci, n-am avut. Și acum vorbim și de copii care locuiesc într-o singură cameră. Și am avut locul și spații de depozitare. Și înainte de când se mutăresc, te aruncă. Și dacă fii situația aia, am înțeles chestia asta. De ce nu mi-e spală? Ce? Nu. Eu cred că nu aș spăla dacă ar trebui să mă duc să car apă de nu știu unde, să-mi aduc lemn, să fac rost de oală, să încălzesc, să le spăl la mână. Să... În Africa trebuie să fac asta. Și greu. Am vrea și mie să aruncă aici. Și mai trebuie mai așa puțin. De, să zic eu, să le prospătăm. Dar când trebuie să freci în oroi și pete și așa, e destul de greu și aia. Și atunci ei rămân foarte ușor fără. Nu au un dulap, să zic eu, sau acolo caietele. Nu, caietele vin cu bulion a doua zi pe ele. Asta știm. Și am zis, ok, prea avem ce să le gerem la părinții ăștia. Am avea două opțiuni. Și le spune, vă rugăm să preluați niște copii. Au zis, da, apoi nu o să zic zare ca fi, că-i rog. Zic, da, am 200. Îi lua, da, am 2. Nu, nu, hai să fac pentru 200. De ce zic de asta? Și nu te ia. Hai, bă, 200 sau normal, dar 200 în situație foarte gravă. Dar ar mai fi după aia. Ori să facem cumva, să construim o relație între școală și copil. Dar și cumva se exclude pe părinții, ținem aproape, dar să nu scoate din familie, să lăsăm în familie și cumva să-i încurajăm să vină la școală. Și le-am propus profesorul să devină niște mici vișnițari. Zic, hai să facem magazinul clasei și așa se numește. Acesta și pentru prezență, de luni până vineri, copiii primeau câte un punct în fiecare zi. Luni, marți, miercuri, joi, vineri. Dacă lipseam una din zile, ca să mai erau probleme, veneau luni, marți, mai erau miercuri, miercuri, mai veneau vine, nu mai știau ce zi să vină, când. Trebuie să vină, deci trebuie să aibă prezență 100%. Și primeau 5 puncte. Într-o lună întreagă, primeau 20 de puncte. Și altă pe lună, se făcea magazinul clasei. Și în magazinul clasei, cu punctele acestea, cum a spus și noastră, puteau să-și cumpere ce aveau ei nevoie. Ok, partea asta materială, asta poți să faci și dacă duci acasă cu cutie la fiecare copil. Asta faci și cu alimente, rechizite, nu știu ce se mai primește. Deci copilul ăsta avea o responsabilitate. Tot mă la școală, să-mi dea punctul, are nevoie să lipsesc. Și mintea nu mai venea pentru absența ta, de care nu-i păsa. Ci pentru că puteai să-și ceva din magazinul clasei. Și grozav a fost când am început să vadă, sunt ghetuțe roze în magazinul clasei. Poate, și s-a dus o fetiță, zice, uitați, doamna, toate punctele mele pentru ghetuțele de la roz care le-am văzut. Sunt copii care erau pe listele de la anul școlar și clase în care erau doar 3 copii de fiecare dată. Toate aceste clase s-au umplut. Copiii au ieșit de pe listele de la anul școlar și au mers la școală în mod regulat și era ceva de genul părinții și au uite cu ceața, ei ce ca mici. Mă, ai mătut la școală, nu dă punctul! Și totul a fost despre punctul acela mai mult, de atât s-a schimbat relația între profesor și elev, pentru că toată de lipsă la sână aia bună, care le dea puncte și putea să-și cumpere din magazinul clasei ceva. Doamne, la un moment dat am mers foarte mult la început pe chestia asta de prezență, doar în prezență. Asta poți să dai, pentru, eu aș zice, pentru orice nu poți să dai note. Dacă vine cu teme extra, dai un FB. Dacă vezi că a strâns ceva de pe jos, a ajutat un coleg, ceva ce pentru care nu poți da notă, dă-i un punct din acesta. Și dar la început, ideea a fost asta, pentru prezență. Efectiv, pentru prezență, 100% se primesc puncte. Am avut copii care și-au luat chiar 1800 de datorie și urmau să facă să și-au ținut de cuvânt, au venit, au avut prezență full ca să le puteți de la 5
să plătesc câteva luni înapoi. Și am zis, indiferent dacă e ceva ce avem copil nevoie, că nu organizați voi magazinul clasei, dă-i înainte. Și s-a schimbat cu totul relația în clasă între profesor și copii. Au prins și profesor așa o chestie foarte faină pe acest proiectaj, să zic așa. Acum l-au dus mai departe, recent am sărbătorit un an, într-un an dintre școli și au făcut molul de la școală. Și molul de la școală a însemnat că fiecare clasă a avut una încălțăminte, una îmbrăcăminte, alta rechizite, a fost o librărie cu cărți și tot felul de lucruri, alta a fost cu produse de igienă. Și s-a fost foarte tare și copiii au fost atât de încântați, au mers din casă în casă și au luat de toate acolo ce au avut ei nevoie. Și da, din păcate, e foarte greu să reparăm, să zic, să o așezăm la loc. Ceva ce s-a greșit, nu știu, 30 de ani, 40 de ani. Și atunci, programul ăsta cam sare peste o generație, restabilește o relație cu copiii și zice, hai să ajutăm pe ei, hai să-i ținem pe ei la școală, cu mai mult decât note, că asta nu o să-i țină. Și atunci, am creat magazinul clasei, care i-a mers foarte tare și care au umplut epistolele de clasă, copiile, și au muncesc, da, pentru aceste puncte și își asigură rechizitele, au tot ce găsesc acolo. Chiar vorbim de copiii care se vină mai sunt clasă, să-și adevărat, au adire și deja din octombrie și au lucrurile astea. Și cum am reușit să facem rost e că dar fie am cumpărat noi, ca asociație, lucruri, fie am primit. Fie profesori, eu am adus de la prieteni, vecini și am zis, dacă ai o doamnă învățătoare care efectiv zice, da, vorbește, ziceau că am o clasă de 20 de elevi, aș avea nevoie de 20 de creane. Am zis că un tir de rechizite. Lumea crede în dumneavoastră și respectă poziția pe care o aveți. Doar că asta poate vă puteți vedea o simplă învățătoare, dar nu e chiar așa. Mie dacă mi-ați zis, eu sunt învățătoare, o am pe Alicuța, pe Georgela, au nevoie de... Vă garantez că ar fi cel puțin 100 de oameni care ar sări. Ce-ați zis, doamne, mă apuci? Vă rog, noi și pentru mine. Deci trebuie să abuzați de puterea pe care o aveți. Și ca să înțelegeți puțin conceptul, vă aduce bilețele când ați intrat. Am nevoie de... patru voluntari, un drăzneț, dar nu toți, că vă înghesuiți. Unu, doi, hai, înghesuiți, fain, ce arătă, vedeți, deci o să vă placă, nu-i ca și mică, Anca, și cine mai vine, unu, doi, haideți, trei, hai! V-am recompensat. Poate asta e o metodă care o să doriți să o folosiți la clasă. Sau nu, sau o idee din asta. Am rezolvat. Vă place? A. Super. Eu copilul acum să-mi dau supărat. Așa, dar asta puteți, de exemplu, eu am un măr și pun un net. Sau puteți să faceți din o foaie albastră și să desenați pe un peștișor. Și la 10 peștișori mergem în curtea școlii și ne jucăm cu mingea. Și e cea mai tare chestie. Știți? Sau mâncăm două pungi de semințe. Nu știu. Vedeți, o chestie simplă dacă sunteți limitați, să zic, financiar. Dar după aia poate crește. Vă zic, noi când am început în școala asta atât de modest, acum au făcut molul de la școală, au avut foarte multe chestii. Copiii sunt toți dotați cu tot ce au nevoie pentru la școală. Își cumpără peiuțe, paserințe, pe acasă, da? Să pun șampon, îmbrăcăminte. Și puneți ce crezi dumneavoastră. Noi nu am pus produse alimentare. Dar dacă la un moment dat cineva vine și zice, vă aduc, nu știu, niște pasuri de orez sau nu știu ce. Da, de ce nu? Asigurați-vă să fie, nu știu, termicul. A, știți ce am făcut? Am făcut o chestie. Deci o chestie care m-a marcat atât de tare. Mă scuzați, vă așa. M-am dus într-o casă, eu eram conștientă cu copiii, cel puțin ai mei care mă ocupam. Erau cu semi și la școală, eram sigură. Și m-am dus într-o clasă odată și doamna învățătoare care lucra cu mine, nu știu ce vârfi, zice, haideți, scoateți-vă semișurile și mâncați-vă. Și o fetiță, Mădălina, și-a pus mâine la gură și un alt băiat capul pe masă. Și m-a șocat atât de tare chestia asta. Cum ceilalți mâncau
Și ei erau flămânzi. Eu chiar să n-ai un semici la tine la școală. Dar ei au plecat de acasă unde nu era mâncare și urmau să se întoarcă unde nu era mâncare. Și atunci am zis, ok, și ce facem? La ce semișuri? Cât ar costa să comandăm și să primim autorizație? Nici nu mă interesează. I-am pus pe părinți să semneze o hârtiuță care ziceau, sunt de acord ca copilul meu să primească de la asociația Eritera un sandwich. Copiii ăștia mâncau din gunoaie uneori. Și voi vreți o cantină autorizată, chestii. Și am avut oameni ca dumneavoastră care ziceau, câte să fac? Dar cum să fie? Pe alea simple, doamnă, luați două franzele și am zis 30 de sandwich-uri. Aștia erau, să zic eu, copiii în situația, din toată școala, care aveau nevoie. Și zic, 30 vă rugăm frumos. Cu ce vreți dumneavoastră? Dacă aveți de apus, că, nu știu, faceți magarină gem, vreți să cumpărați cașcaval și nu știu ce? Cineva ne-a zis, ceva, păi le comand. Zic, nu, dă-ne banii, că le cumpărăm și le facem și ne ajunge o grămadă de timp. Și veneau copiii și ziceau, am primit sandwich de la tine. Pe mine nu mă interesa să zică, să știe că e de la mine. Dar ca să nu fie răspunderea școlii, că era ceva, zic, ziceți că de la noi a primit. Și eu mă gândeam că, probabil că nimeni nu va vrea să otrăvească 30 de copii. Și că va avea un interes să cumpere, să facă niște semișuri. Dacă mergem pe chestia de, da, cine știe dacă nu, atunci nu mai faci nimic. Și am suspendat puțin pentru că n-am reușit să nu mai ocup. Acum le dăm niște boluri de pâine copiilor noștri și reușesc părinții cumva să mai ocupe cu ceva, deci își cumpără pâinea. Dar aș vrea să reîncepem și să rog pe cineva care se ocupe. Și efectiv ce însemna era că cineva făcea semișurile și dacă nu putea să le ducă, altcineva le ducea. Se întâlnea cu doamnele învățătoare pentru un corp de clădire la 20, în altă parte 10 și după aia puneau și câte un fruct, unele persoane și câte ceva dulce lângă. Am zis, aș prefera să nu fie dulce sau așa, dar am zis să fac cum vor. Și atunci pregăteau pachetele astea și am zis, nu, simplu, și atunci era foarte accesibil pentru fiecare om să ia 2-3 pâini, să le ungă cu ceva și când nu mă trezeam dimineața pe la 6, când nu, și începeam acolo să ung cu atâta bucurie să fac 30 de semișuri când cineva nu făcea. Dar aveam o listă plină și acum oamenii mă întreabă și aș vrea să continuăm asta. Dar însemna atât de mult. Atât de mult ca să, pentru un copil, să primim un semiș. Și zic, da, știau că primesc și... Deci a fost o chestie care chiar a ajutat tare mult. Deci, am 4 voluntari. Ai, eu ajutăm a 5 persoane, cred, sau nu? Ok. Deci, aveți puncte. Și o să vă rog, și asta e important și în clasele dumneavoastră să faceți, să puneți produsele pe puncte. O să vă rog să aveți maxim 5 puncte la produse. Da, întindeți-le aici peste tot. Asta și-o lăsat. Și puneți ce va fi cu un punct. Eu, de exemplu, le ziceam dacă le dați o carte, un caiet, puneți cu un deci copiii ar fi avut 20 de puncte. Dacă erau stricți, uitați aici, un punct, 2 puncte, 3 puncte, 5 puncte. Considerați. Aveți 6 minute și 48 de secunde. Să le ierarhizăm și să le punem. Trebuie să le punem în funcție de cuvinte care sunt importante, care sunt cele și pentru orice. Ceva mai lipit, are un punct să zicem. Și atunci nu mai să punct de utilitate, cred că. Ai sunt dulciu sau ce-am aici?
Da, sunt. Asta e eficient sau? Dacă vreți să faceți asta la piață, veniți și... Dar acum vă trebuie să dați cu nostru, da? Deci nu faceți pe noi copii. Deci acum vă gândiți la ce voi în clasă. Și acum sunt adulți. Păi maxim e de 5 puncte. Nu? Astăzi. Chestii de astea mici care trebuie să ții cont. Avem și ceea ce ține de problemă. Dacă este ceva inadecvat, să scoateți. Asta e ceai, cred că. Da. Ce? Asta e ceai. Da, astea ce sunt? Asta e ceai. Asta e ceai. Asta e ceai. Șarpă ceva. Asta e săpun. Astea puteți, pot fi puse la mai multe. Astea ce sunt? Ruj. Acolo ce sunt bomboane? Ceai, ceai. Acolo. Nu, ceai. Sunt ceai. Sunt două ceai. Staturi de plicuri de ceai. Acolo, aici, la unul. Unul, bun, doamnă. Bun, un plic. Cum un plic? Unul ca două staturi. Acă n-ai venit. Acă n-ai venit. Acă n-ai venit. La două. Aici aveți doi? Aici aveți doi. Aici avem doi. Dulciune mea frate la noi. De asta ei lucrează în învățământ și nu în comerț. Eu da. Asta trei. Asta trei. Asta trei. Dar niște ulei trebuie foarte mici. Ce faceți în asta? Asta la cât? La trei? Ce se poate? Ce se poate? Ce se poate? La tot la un caș, la doi, nici o casă poate.
La graniță, te rog, și voi. Da, la 1. Bine, la 1. Asta e terminat. Ne punem pe noi și ne punem. Da? Da. Da. Ne punem aici. Da. Hai la 2. Știi, nu s-a întâmplat în acest an, da? 2. Poate averea, poate averea. Chiar dacă luați numai un produs și mai faceți doar la coadă, să ai toată lumea șansă să meargă, da? Hai, toată lumea la rând. Eu aș fi stat la coadă, n-am puncte. Hai, stați la rând. Hai, poftiți-vă, așa, cărți, ceaiuri, stați la rând, stați la rând. Nu vă îmbulziți? Păi ce-a de punctele? Hai gata, te-ai luat punctul, gata. L-ai ciordit? Pe ce ăla? Pași în mate. Ălă, dar matematică. Toată lumea are 5 puncte. Și dar ce doriți? Deci 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gata, s-a terminat. Gata. Asta este 4. Cred că îi se potrivește lui domnul Căstăian, un tricou roz. Nu există tricou care să nu... Poți să opresc, te opresc asta, te opresc aici.